Bună, dragilor! Bine ați venit pe canalul meu, Luminița Tarot. Voi face o etalare pe plan sentimental, prezent și viitor apropiat. Este o etalare generală, vă recomand să luați doar mesajele cu care rezonați și dacă nu v-ați înscris la canal, sfatul meu este să o faceți, pentru că noi în acest mod ne vom conecta energetic pentru a primi răspunsuri mai clare din partea tarotului. Dacă doriți o etalare în privat, dedesubtul acestui videoclip este adresa de mail unde puteți scrie și vă voi răspunde cu drag. Haideți să vedem pentru zodia Balanță, luna sau ascendent în zodia Balanță. Rugămintea mea este să vă gândiți la o persoană dragă vouă și haideți să vedem ce se întâmplă în momentul de față între voi doi în relația cu această persoană. Wow, este o relație destinată, este clar, roata norocului cu steaua. Poate aveți zodia Vărsător, ascendent sau luna în tema natale, zodia Vărsător, Gemeni. Roata norocului cu steaua este o relație destinată. Aici văd că în momentul de față vă gândiți la anumite situații care le-ați repetat din trecutul dumneavoastră sau anumite situații din trecut au revenit în viața dumneavoastră. Văd că este o relație cu noroc, destinată, unde există foarte mult altruism, foarte mult ajutor din partea ambilor. Și în momentul de față, cred că veți comunica sau veți începe un nou drum destinat vouă, cu mai multă speranță. Și văd că veți nutri acest drum. Da? Roata destinului văd o șansă pentru voi, un noroc, o afacere, un acord. Nu știu, poate pentru o mașină, pentru o călătorie sau văd un noroc care vă va oferi mai multă speranță în voi și în viitorul dumneavoastră. E ca și cum în prezent vedeți lumina de la capătul tunelului, da? Și văd o vindecare în ce privește anumite instabilități în trecutul dumneavoastră. Un nou ciclu. Se termină un ciclu karmic care a durat până în momentul de față de 10 luni, 10 ani. Cu steaua aici văd ajutor sau vă veți gândi să faceți un drum, o călătorie într-un loc anume, într-un loc destinat și cu care vă aduce foarte multă speranță. Aici văd afaceri chiar și pe plan spiritual, văd foarte mult talent, intuiție. Astrologie, numerologie, unul dintre voi are acest talent. Altruism în ce privește ajutorul altor persoane. E o relație norocoasă, destinată. Haideți să vedem în momentul de față. Zecele de bețe. Dar vă veți elibera de aceste greutăți până ați fost foarte stresați. Văd oboseală, foarte multe lucruri pe spatele dumneavoastră, foarte multe responsabilități care a târnat pe spatele vostru, da, din nou cifra 10, dar se termină aceste greutăți, dar foarte mult stres. Această persoană, vreau să zic că este foarte stresantă, vă apasă, este o persoană greoaie, cu foarte multe probleme chiar, și care a adus instabilității deseori în viața dumneavoastră. Haideți să vedem în viitorul apropiat. Treiul de monede, activități cu alte persoane. Văd că sunteți foarte bună în ceea ce faceți, acorduri, afaceri, treiul de monede. Vi se vor face recunoscute meritele, talentele dumneavoastră. Văd că în viitorul apropiat veți face lucruri care vă apasionează, care vă aduc plăcere, lucruri care, la care sunteți talentați și vă face plăcere să faceți acele lucruri. Cifra 3 poate are un rol important, 17, 10, 6. Văd că în viitorul apropiat veți face un drum unde veți simți ușurare. 6 de spade. Văd că încet, încet veți ieși dintr-o furtună emoțională, vă veți vindeca, încet, încet va răsări soarele pe strada dumneavoastră în ce privesc anumite activități cu alte persoane pe plan de afaceri.
pe plan financiar, pentru că acolo aveți foarte multă speranță și sperați să ajungeți la stabilitate economică. Și văd și un drum, o călătorie cu membrii familiei, cu familia dumneavoastră, alegeri pentru a pleca la drum. Dar văd că veți da la spate acele instabilități prin care ați trecut, acele probleme, acel stres, acea furtună emoțională și vă veți îndrepta încet, încet spre claritate, spre pace, spre liniște, spre liniștea pe care vă o doriți. Sau e posibil aici cineva să aibă anumite probleme de sănătate și să faceți un drum lună. Lună văd frică, iluzii sau ansietate, dar cu luna aici văd că familia are un rol important, văd emoții profunde. Persoana la care vă gândiți nu vă spune ceea ce simte, dar această persoană are emoții profunde, sentimente profunde pentru voi. Vi se spune să vă ascultați intuiția. Poate aveți luna în scorpion. Să vă ascultați intuiția. Văd că în viitor apropiat veți avea vise premonitorii. Să fiți atenți la cele vise premonitorii. Și pot fi anumite neînțelegeri în familie, care poate produce un caos, dar haideți să clarificăm pentru zodia Balanță. Haideți să vedem momentul prezent, roata norocului. Vedeți? Această persoană în momentul prezent știe că aduce instabilități în viața noastră, are anumite obișnuințe care nu sunt prea sănătoase. Acel stres și acele probleme greoaie și conștientizează că are anumite obișnuințe ale sale, vă aduce instabilitate în viața noastră și că nu vă place. Știe. Și realizează că nu e sigur sau sigură că se va schimba. Creia și se reîntoarce aceleași situații în viața sa. Da? Și face aceleași greșeli. Și știe, conștientizează. Și se gândește la acest lucru. Și ar dori să se schimbe. Dar nu știe dacă va avea capacitatea să se schimbe. Da? Pentru că ar vrea. Pentru că l-ați făcut sau ați făcut-o voi, dragii mei, să realizeze partea sa întunecată. Unde greșește. Unde trebuie să vindece, unde trebuie să aducă echilibru. El conștientizează sau ea. Și dumneavoastră ați fost sinceri, ați vrut să ajutați această persoană, să-i arătați adevărul, cum stă de fapt. Să-i arătați realitatea, cum stă de fapt. Să-i oferiți încredere în univers, în spiritualitate, în divinitate, prin semne. Să-l vedeți, să-i arătați, să-l ajutați să vadă cu claritate ceea ce se întâmplă în viața sa și de unde această instabilitate și de unde aceste situații care revin în viața sa și se repetă. Și conștientizează că dumneavoastră l-ați ajutat sau ați ajutat-o să realizeze aceste lucruri și ați oferit mai multă speranță. Dumneavoastră îi oferiți multă speranță. Sunteți lumina pentru el sau pentru ea. Și l-ați ajutat să iasă din întuneric. Ok, 10 de bețe și vrea să-și ceară iertare. Vrea să s-a săturat și vrea să se libereze de aceste greutăți, probleme pe care vi le-a adus în viața voastră și vrea să vă ceară iertare. Poate această persoană are luna sau ascendent în zodia berbec, leu săgetător, nu știu dacă am spus acest lucru. Repet, sper că nu vă deranjează. Sunt persoane care râd, lasă anumite mesaje, nu știu ce întrebări, la mișto, chiar nici nu mă interesează și nici nu o să vă răspund la acele persoane. Nici nu trebuia să spun acest lucru, dar
Făcând acest lucru, te conectezi cu energiile și poți să ai probleme în a comunica, în a transmite ceea ce simți, da? Și automat de acolo poate veni bâlbâială, indecizie, etc. Eu nu sunt aici să judec pe nimeni, dar și că vreți să judecați bine, când, dacă nu, fiecare arată cine e prin comunicarea sau mesajele sale, adică prin mesajele pe care le lasă. Și nu uitați că există karmă, ce semănă mai aculege. Vrea să-și ceară iertare această persoană pentru ce a făcut în trecutul său și vrea să termine acest ciclu, este hotărât. Vrea să-și ceară iertare și de la divinitate, de la Dumnezeu, da? Pentru ce a greșit, pentru știe că a adus numai probleme și stres și de acolo această instabilitate. Dar dumneavoastră sunteți unica speranță în viața sa, să știți. Haideți să vedem, 3 de monede, ce va fi în viitorul apropiat între voi doi? 3 de monede, Zodia Balanță. Își va da seama că a pierdut foarte mult timp, da? Nefăcând activități cu voi, da? Și că nu a acționat cum trebuia să acționeze. Și va da seama că a pierdut o oportunitate în viitorul apropiat. Da? Deci, în viitorul apropiat, văd că veți face activități împreună cu această persoană și va face plăcere și își va da seama că de ce n-a făcut-o înainte, de ce n-a acționat înainte. Va realiza acest lucru, că a pierdut foarte mult timp și foarte multe oportunități. 6 de spade. Are nevoie să se gândească sau dumneavoastră pleacă la drum, poate chiar dacă nu face nimic la acel drum, dar are nevoie să se gândească, pentru că vrea să vindece relația cu voi, să vindece relația în familia dumneavoastră, cu membrii familiei, cu copiii dumneavoastră. Are nevoie de spațiu această persoană să stea singur, singură pentru a se gândi, pentru a vindeca rănile sale emoționale. Și fiind la depărtare de dumneavoastră, în viitorul apropiat văd că această persoană poate face o călătorie sau călătorii sau va fi un pic mai poate fi la distanță de dumneavoastră. Își va da seama că îl va ajuta să reflecteze sau să înțeleagă ce simte el sau ea pentru dumneavoastră. Îl va ajuta sau va ajuta ce sentimente are pentru dumneavoastră și cât de importanți sunteți în familia sa, în viața sa. E ca și cum dumneavoastră sunteți stâlpul familiei. Și nu mai vrea instabilitate, nu mai vrea imaturitate această persoană. Această persoană vrea un nou început de la zero cu voi. Și chiar dacă veți fi la distanță, nimeni și nimic nu vă va putea separa. Da? Nimeni nu va putea să vă despartă. Nimeni nu va putea să distrugă iubirea care există între voi. Și nici distanța nu va face acest lucru. Va dăinui această iubire în timp. Dragii mei, sper că v-a plăcut. Vă doresc sănătate și tot ceea ce vă doriți dumneavoastră. Numai bine, să ne vedem cu bine. La revedere, sănătate!